Emi, iar vreau să revenim pe muzică și vreau să intitulez acest videoclip Când muzica te cheamă pe nume. Trebuie să țin minte chestia asta. Ce o să spun? Uite, mi-am pus aici, am văzut 9 minute și 22 de secunde, restul în 2022, dintr-un film memorial. Titul Ion Voicu. Nu știu dacă știi cine este Ion Voicu. Probabil știi cine este Mădălin Voicu, nu că este acel politician. Ion Voicu a fost tatăl său. Ion Voicu a fost un mare muzician. Instrumentist. El cânta la vioară. Pot să urmăresc ceva interesant. Deci, după introducere, a dat o înregistrare cu el când era între ea. Înainte cântă un tip la vioară, un băiat tânăr care cântă, din aia văzut așa ceva. Hai să-mi țin minte. Vine doamna la Ion Voicu acasă. Ce domnule, Ion Voicu, asta ați cântat la vioară. Când ați cântat la Focșani. De cât timp ați cântat la vioară? Asta e ceva foarte interesant. Pe el nu-l interesează. Am cântat de mult ani. Păi, dar stai că la Focșani. Era ăla și ăla și... Ce frumos, doamne. Lucru similar se petrece în seratele lui Iosif Sava. Iosif Sava face serate, ascultă muzică, dar nu vorbesc. Nu mă care despre muzică. Știi? Ei? Vorbesc, uite cum. Mircea Zaciu sau cu altul. Despre Dereu Pop, Derepo, Dereu, știi, Dereu Popescu, Dulea și alt asemenea. Dumnezei. Înțelegi? Și nu-ți bat capul cu mai ale teorii muzicale și... Asta e ceva foarte interesant. L-ați invitat mereu în Focșani de către maestru Zavulovici, care a... Eu nu știu de ce s-a întâmplat atunci, nu mai țin minte nici, mi se pare că prin 63 orchestra de la Focșani a trecut la Galați, în momentul în care... N-a trecut la Galați. Orchestra de la Focșani a luat la Focșani, ce s-a luat? Au luat-o la Galați. Nu, s-a luat la Galați. Păi de era orchestra operetă, nu e ceva. Toată orchestra simfonică de la Focșani, o Filarmonica Unirea, parcă se numea, a trecut la Galați, adică toți membrii orchestrii au trecut ca reprezentanți ai operetei de la Galați. Și în felul ăsta s-a distrus Filarmonica. În ceea ce privește repertoriul pe care l-a abordat dumneavoastră cu ani în urmă la Focșani, mai dețineți ce anume cântați în mod deosebit. Zice, ce-o cânta la Focșani, Mozart, Brucher, Mendelssohn, Beethoven, și eu am tipărit la Focșani. La revista. Azi vine, mă, Emi. Azi vine. Emi? Mă, ca spui.
Da, am dat. O să-l iei comentul. Da, să-i dau lui Monseniorul de aici. Nu, ăsta e bun? Da. Ia să nu și eu un pic de asta, să nu ce-am bun. Nu ce bun e că să mai iau. Nu l-ai altă. Înțeleg. Sărut mâna. Salut. No, Emi. Deci ne punem aici să ne acordăm un pic, știi? Toarsul Voicu. Punem așa. Cu cel mai mult, mai mare, mai nu știu ce, pun. Și pun destul de bun să știți. Bun și venea lumea la s-au păstrat din antichitate doar 7 piese de făcute. Aias, Trahinienele, Electra, Filoctet, Oedip Regiu de la Colonus Antigua. Câte creon apare și Oedip la Colonus. Deci Antigona. Nu se închid ușa, că e curent aici, știi? Persoane sunt Antigona, Smena, picele lui Oedip. Când începe piesa, frații sunt morți. Fraților Polinice și Cor. Creon, regele Tebei. Cartea asta se dezintegrează. Hemon, fiul lui Creon, logodnicul Antigona. Tiresias, prorocul bătând și orb. Profetul. Eurigice. Soția lui Fior. Alte personaje, Corifeul. Probabil conducătorul corului sau povestitorul, nu știu. Și cum va la parnicul, paracanicul, un sclav, corul, a copii din bătrânii ce trebuie. Când ați inventat această fundație? Probabil. Sigur. Acțiunea se desfășoară la Teba, în fața palatului lui Oedip. În mijloc se înalță peristilul palatului. Și cealaltă parte a scenei? Templu. Și statuia. De ce e Palas Atena? Este în zon de zi. Se sfârșise în ajun lupta pe care Argeniul purtase împotriva Tebei. Argos, Argolida, fi. Noaptea care urmase, ei se retrăsese de drum. Antigona iese din palat
aducând cu ea pe sora ei, pe Ismena. Amândouă se cuprinse de îngrijorare. Antigona. Din tot ce au fost ursiți, săndurea lui Edip urmaș, Ismena, sora mea, o fi vreun chin ce ne-l va, ce ne-l va, ce ne-l cuțava Zeus. Câte zile mai avea? Pe una-i soarta ta și a mea. N-au fost dureri, năpaste, înjosiri și nici rușini n-au fost. Și asupra mea să nu fi năpădit. Și azi, ce-o fi porunca dată întregului norod de creon capul oștilor. Nu știi nimic și ce prăpăd. Uzi de cei ce li-s vrăjmași, pornește acum pe noștri dragi. N-ai auzit? Ismena. Vreo veste Antigona despre a noștri n-am, nici bună, nici o veste rea, decât pe cei doi frați ce și-au dat moartea a unor altuia, noi am pierdut și eu, și tu și eu doar într-o zi. Azi noapte o stat și Argien s-au dus și nu mai știu nimic. Nici mai ferice că vom fi, nici că mai mari nenorociri ne-o năpădi. Antigona. Știam și din palat am vrut să-mi te scot ca în taina singură de taina aici să stăm. Ismena. Dar ce-i? Că pare mi se mistui tu ceva. Antigona. Cinstirea gropăciunii Creon datul ea doar unuia din frați. Etiopie sau cum? Nu cred. Dar puse-o, da, Etiopie. Dar puse-o predice la îngropăciunea celuilalt. Înmormântat pe legii datii, Etiocle a fost slăvit să fie el și sub pământ și printre morți. Uite, numai morții a căror trup a fost îngropat sau ars pe rug, erau primiți în lăcașul morților, la Hades. Deci polinice n-ar fi avut voie nici să meargă în purgator. Dar să rătăcească pe pământ, sau știu eu. Nu să ducea în Valhalla. Hades. Dar s-a zvorit cum că cetății a poruncit ca Polinice, bietul om, să n-aibă a fi nici răluit, nici îngropat, ci stârvul lui zvârlit să fie fără lacrimi și mormânt, de păsări cunesat să fie sfârtecat. Prea bunul Creon zice și ție acum și mie, da, porunca-i novesti, venind aici și-o spune ca să o știe tot, care nu știau că nu-i deșagă, nu. Iar cel ce o va înfrunta, oricine ar fi strivit cu pietre de popor, va ispăși. Acum, tu poți să arăți că dintr-un neam ales purcezi, sau că de neam îi fi, dar josnic suflet ai. Asta e povestea vieții mele. Ismena, sărmano, vai, dar dacă lucrul stă așa, că m-aș împotrivi, o nu, la ce-ar sluji? Gândește-te și întruda mea părtașă-mi fi. Vai, ce primejdi vei să înfrunți? Ce gânduri ai? Pe mort să mi-l ridic, să-l duc, ai să-mi ajut? Și vrei ca să-l îngropi, să înfrunți o preliștea? Mie, frate! Frate, ție, că vrei ori nu, și eu întâmplă-se orice, eu nu mi-l voi trăda. Pe Creon tu putezi, sărmane, să-l înfrunți. Sărmano, Ermano, dar n-are drept am alungat de lângă ai mei. Vai, sora mea, la tata, tu gândește-te cum s-a sfârșit, culit și urât de tot.
cum el însuși ochii și-a crăpat cu mâna lui, când fără de legile își văzu, cum maică-sa ce și nevastă lui a fost, a prăpădit cu mândru-și viața vaie în lapsul unui ștean, cum frații amândoi sărmani au pierit, văvindu-și moartea unul altuia într-o zi, și acum gândește-te când a rămas doar tu și eu, nu are, ci mai jalnic vom pieri, de ne vom răzbăti împotriva legilor și a tot puterniciei regelui, călcând porunca lui. Să nu uităm, suntem femei și pe bărbați ai înfrunta, noi nu putem. Ce alta faci? Ce să te fac aici? Ce-am făcut? Eu mă. Să numesc doar câțiva, afară de Valentin și Ștefan Gărbun. Mai tari sunt cei ce cârmuiesc și trebuie poruncilor chiar și mai aprige de-ar fi să ne plecăm oricând. Mă ierte ai noștri morți de acolo din pământ, de vrerii celor mari, în sine eu mă plec. A vrea să făptuiești ce nu stă în puteri, o nebunie ar fi. Antigona, nici nu ți-o cer. Și acum, de-ai vrea chiar să mă ajut, să mă mai bucur n-aș putea. Fă dar ce vrei, eu tot am să-l îngrop. E așa frumos să mor cu sufletul în păcat. Voi hodini cu cel ce mi-a fost drag, cui dragă eu am fost. Și sfântă vina îmi va fi fost. Mai îndelung vom fi îndrăgiți de morți decât de cei ce-s vii. În țărnă voi dormi pe veci, și tu, de vrei, poți să-ți și râzi de tot ce-i rânduit de zei. Ismena, să-mi râd nici când, dar nici pe ale cetății legi, și rânduieli nu sunt în stare să le înfrunt. O vorbă-i doar, agață-te de ea, ci eu mă duc să aștern pământ pe fratele meu drag. Că-ți vezi de ce vai ție, mă înfior la soarta când gândesc. Antigona, ci-ți vezi de soarta ta, de-a mea nu te îngriji, Ismena. Dar nimănui tu gândul nu-ți destăinui, ci tăinuiește-ți-l, îl tăinuiesc și eu. Ba, spune-l cui vei vrea, mai mult mă vei scârbi, de nu-l vei da în vireag, de nu-l spui tuturor. Ismena, prea te aprinsești, dar eu la gândul ăsta îngheț. Antigona, cui dragă vreau să-i fiu, prevoia-i fac, o știu. Ismena, de-ai izbuti, dar vrei ce cu putință nu-i. M-o-i stădui cât pot, n-am să mai pot, mă las. Ce peste poate, ni se cade a râvni. De mai vorbești așa, te voi urî mai mult, te va urî și el pe veci de acolo din mormânt, și așa e și drept, pe mine lasă-mă și la pierzanie să merg, orice și oricât aș îndura, eu vrednic viața-mi voi sfârși. Ismena, te du de vrei, ți faptă de nebun, dar credincioasă ești celor ca să-ți tragi. Ismena se reîntoarce în palat, pleacă și Antigona, intră corul alcătuit din bătrânii Tebei, se crapă de ziua, bătrânii privesc răsărit. Corul, strofa întâi, o rază de soare, uite, în teatru de lenic, obicei era ca piesele să fie jucate când răsărea soarele.
O rază de soare ca albă minoasă, nici când strălucit ai deasupra cetății, tebane cu poțile șapte la număr, tu, ochi auriu al zodilor zilei. Ah, iată, deasupra izvoarelor dirchei, abia răsăriși, tu și-ai pus și pe goană, chiostașul cu scut lucitor și cu feluri de arme, ce aici a venit din Argos și a rupt-o la fugă de răpă eroibii, în ropot mai iute decât cum venise. Alimonomas.